Noi imagini cu Andra și Bogdan Mocanu de la Puterea Dragostei după despărțire au fost făcute publice. După despărțire cu scandal, Andra și Bogdan continuă colaborarea profesională și sunt nevoiți să se întâlnească aproape zilnic. Deși susțin că sunt despărțiți și că nu ar mai exista cale de împăcare între ei, aceștia se văd destul de des și nu reușesc să păstreze o relație strict profesională, având în vedere că s-au iubit cu patos timp de 10 luni de zile. Cei doi foști concurenți de la Puterea Dragostei se tachinează, se ceartă, își reproșează diverse lucruri, dar și profită de colaborările profesionale pentru a se atinge și a-și mai fura câte un sărut. În urmă cu puțin timp, cei doi au filmat un clip pentru Culiță Sterp, însă, în imaginile din culisele clipului, Andra pare supărată și deranjată de faptul că Mocanu o filmează și tachinează. Mocanu chiar îi spune să își iasă din rolul avut în clip, acolo unde au avut o ceartă care s-a lăsat cu violență, unde Andra chiar a spart o farfurie. Chiar și așa, Andra nu reușește să fie prea mult supărată pe fostul ei iubit, așa că intră în jocul lui și încep tachinările și jocurile. La un moment dat, Bogdan Mocanu glumește pe seama faptului că Andra îl caută cu disperare și că îi trimite mereu mesaje, iar Andra se enervează și le arată tuturor pe vlog cine pe cine a blocat, care este de fapt adevărul și cine își dorește mai mult împăcarea. Andra a demonstrat că l-are pe Bogdan la bloc pe Instagram, însă fostul concurent susține că deși l-a blocat pe Instagram, îl stresează pe WhatsApp. Apoi, fosta concurentă și-a deschis WhatsApp-ul demonstrând că el este blocat și acolo. Chiar dacă între ei se simt o tensiune, Andra nu reușește să rămână supărată pe Bogdan, semn că sentimentele încă există. Mocanu a profitat de acest vlog să-i mai scoată Andrei ochii pentru faptul că nu este fată de casă, deși în acest clip mătură cioburile farfurilor sparte de ea în videoclipul lui Culiță. Mai mult decât atât, un detaliu a stârnit valuri de comentarii în mediul online. La un moment dat, Mocanu îi spune Andrei că și-a uitat brățara la el aseară, lăsând să se înțeleagă faptul că aceasta a fost la el cu o seară înainte. Andra a rămas blocată pentru un moment, însă apoi a spus că are brățara la mână și că este singura pe care o poartă. Andra Volos nu a mai suportat comentariile negative primite de la fani și a spus adevărul despre despărțirea de Bogdan. Totul s-a întâmplat după scena cu cererea în căsătorie, filmată acum câteva zile. Înainte de clipul lui Culiță, cei doi au filmat un alt videoclip, acolo unde Andra și Bogdan au fost protagoniștii unei scene care i-a dus pe mulți cu gândul la o posibilă împăcare între cei doi foști concurenți de la Puterea Dragostei. Aceștia au apărut în videoclipul unui artist, iar la final, Bogdan a trebuit să o ceară în căsătorie pe Andra. Zi și făcut, doar că, după câteva ore, internauții au început să o acuze pe frumoasa brunetă că a regizat despărțirea de fostul iubit și că, de fapt, ei sunt încă împreună. Andra a explodat în momentul în care a primit fel de fel de comentarii în care i se aduceau diverse acuze și a decis să vorbească despre asta și să nu lase lucrurile în aer. Bruneta a intrat pe Instagram și a lămurit situația, susținând că între ea și Bogdan nu există cale de întoarcere, iar scenele pe care le-au văzut toți cu cererea în căsătorie au fost doar o regie, nimic mai mult. Vizibil nervoasă, Andra a spus că nu ar putea vreodată să mintă cu așa ceva, mai ales că lumea a acuzat-o că se victimizează și că vlogurile în care vorbește despre ruptura dintre ea și Mocanu sunt false, la fel și despărțirea în sine. Nu mai vorbiți în necunoștință de cauză, vă rog. Eu și Bogdan nu ne-am logodit, nu e vorba de logodnă, să înțelegeți. Tot ce s-a întâmplat în acel videoclip a fost o regie, da? Suntem mici actori. Ce o să vedeți peste câteva zile este un videoclip de despărțire. O să vă țin la curent, nu sunt o falsă. Dacă e să-mi asum o chestie, mi-asum tot timpul. Cum să ziceți că totul a fost o scenă, că vlogurile astea, că victimizarea mea a fost o scenă? Da, eu l-am trimis pe Bogdan să mă înșele cu alta. În loc să mă respectați, a fost totul pentru urmăritori, nu puteam să merg la o altă emisiune pentru asta, trebuia să mă fac de rușine, nu? A spus Andra pe Instagram.